Cristina Cocoș vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit! 21 februarie este și va fi o zi importantă pentru primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. În această zi, acesta a cunoscut sentimentul de a avea nepoți. Ion Lungu a devenit pentru prima dată bunic. Diana, soția fiului său, Petrică, a născut un băiețel sănătos și plin de viață, lucru care îl bucură enorm pe primarul Ion Lungu. Venirea pe lumea unui copil aduce numai bucurie în casa unei familii, lucru confirmat de primarul Sucevei Ion Lungu, care începând de joi dimineață se mândrește cu primul său nepot. Băiețelul se numește Patrick și s-a născut cu o greutate de 3 kg și 780 de grame. Primarul Lungu a spus că este foarte fericit și emoționat profund. Da, așa este un moment probabil unic în viață, ne-am întâlnit la o intensitate maximă, cu emoții, bineînțeles. Este vorba de un schimb de ștafet între generații, dacă vreți. Până la urmă, asta este esența vieții, să avem copii, să avem nepoți, restul este istorie. Eu îi doresc că tot vine din lume, în primul rând să fie sănătos, să ne bucurăm de el și doresc la toți cei care își doresc să devină bunici, este o trăire deosebită și să aibă parte de copii, de nepoți, să bucure de viață. Bucovina TV îi urează lui Patrick multă sănătate și o viață plină de împliniri.